Și aș vrea cu ajutorul Domnului astă seară să vorbim despre lucruri care nu se văd. Amin? Este posibil să nu crezi că este Dumnezeu aici. Este posibil să zici, Doamne, nu l-a văzut nimeni. Dar dacă îți spune cineva că l-a văzut? Noi suntem adunați astă seară aici și până altă parte Domnul Iisus se arată. Aleluia. Vindecă bolnavi, mângâie, salvează familii, mai iartă, mai mustră, mai îndreaptă. Și Dumnezeu lucrează și astă seară și aici pentru că și-a făcut timp pentru tine. Dar să spun ce s-a întâmplat. În urmă cu vreo 30, 40, 60 de ani, nu erai. Și zice Scriptura că Dumnezeu cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Și Dumnezeu a zis, stați să apară El și să apară ea. Și ești aici pentru că a zis Dumnezeu într-o zi să fii. A chemat Dumnezeu părinții tăi, le-a făcut cunoștință, nu mai știu cum, acolo nu ne băgăm. Și din cunoștința aia, din gândurile alea, din iubirea aia ai apărut tu. Vrei să-ți aduc aminte cum erai? Nu știe nimic. Dacă nu venea mama la ora exactă, plângeai continuu. Și a trecut timpul. Și ai făcut 2 ani, ai făcut 3 ani, ai făcut 8 ani, ai făcut 10 ani. Și astă seară ești aici și zici, nu l-a văzut nimeni. Cui să-i dau inima? Că nu l-am cunoscut, nu l-am văzut. Dacă pleci în seara asta fără Hristos, e treaba ta. Ai venit pe lume pentru că a vrut Dumnezeu. Și dacă nu știi când îți vorbește Dumnezeu, ai o problemă mare, care am avut-o și eu. Primul care îți vorbește când te scoli din pat este Duhul Sfânt. Niciun om nu poate să-și vorbească când doarme lui. Dar Dumnezeu zice că îl găsim dacă ne uităm cu băgare de seamă. Ai făcut 30 de ani, 20 de ani, 40 de ani, ai pe din afară 1,80 m, Domnul să te binecuvânteze, 2 metri, dar pe dinăuntru ai vreo 50 de metri de tine. Ești plin de tine. Aproape că de fiecare dată parcă îți sare așa cumva. Firea veche își cere drepturile și pe dinafară zâmbesc, dar pe dinăuntru, ah, ce boxer sunt. Ce ți-aș arăta eu câte ceva despre Dumnezeu? Și am ajuns la 40, 50 de ani, 60 de ani și ne trezim în fața veșniciei. Doamne, n-am știut. Doamne, n-am înțeles. Doamne, nu mi-a spus nimeni. Și de fapt, de aici încolo vreau cu ajutorul Domnului să începem această călătorie spre lucrurile care nu se văd. Ce vă spun vreau să fie pentru slava Domnului Iisus Hristos. Amin? Este Dumnezeu aici și eu mă uit la dumneavoastră, dar trebuie să mă uit și la Domnul. Și rog pe Domnul să mă ajute, pentru că un om mic ca mine nu poate să vorbească Dumnezeu atât de mare. De unde să încep? De unde să-ți iau? De la Geneza, de la Apocalipsa? Să-ți explic ce am citit, ce am înțeles? Nu pot să ți-l arăt mai mult dacă nu ai ochi să-l vezi. Dacă cineva vrea să asculte, am 1000 de pilde. Dacă nu vrei să crezi, nu mai am niciuna. Bine ai venit! Și tot așa bine te vei duce acasă. Așa i-am spus eu lui mama mea în urmă cu vreo 30 de ani de zile când s-a pocăit, mai bine de 30 de ani. Am râs, am glumit, i-am spus să mă lase în pace, eram 4 frați și mama mea, o femeie fără o facultate, s-a dus într-o adunare ca asta. Și a început acolo să citească Biblia, să se roage, cu frați, cu surori, să spună că are și ea 4 copii, un soț bețiv. Și au început să se roage, să nu mai bea soțul, să cunoască pe Domnul și copiii. N-a trecut mult și soțul a dat-o afară din casă, copiii a spus, de aici să ne lași, să pleci, că ne faci de rușine. Cum e posibil să intri într-o sectă și să râdă lumea de noi?
Era înainte de Revoluție. Vă 12 ani, mama s-a rugat, cum spunea fratele Laurențiu, într-un grup de rugăciune, a și postit, și a strigat la Domnul, Doamne, iartă-i, Doamne, Doamne, ai milă de ei. De câte ori a venit acasă, cumva, parcă fără nicio speranță. Dar ce pot să vă spun este că pleca tristă de acasă și întotdeauna venea mai bucuroasă ca noi. Tata a lucrat în străinătate, era bogat, știți, vă aduceți aminte, cu Libia, cu Siria, cu aur, cu... și avea de toate. Când a dat-o afară pe mama, avea câteva kilograme de... În numai 7-8 ani de zile a cheltuit tot și a rămas tata pe stradă. Mama avea de toate. Au vrut frații, surorile să o căsătorească cu un frate din adunare și mama a zis, mie mi-l aduce pe al meu acasă, Domnul. Hai mă, soră, că nu-l mai aduce, nu vezi ce viață duce, nu vezi ce viață are, nu vezi, no, mie mi-l aduce Dumnezeu acasă. Așa i-am spus, așa cred. Și vorbea cu Dumnezeu. Unde-i Dumnezeu, măi mamă? Măi mamă, nu mai judeci. Și de aici încolo, Domnul Iisus Hristos a început să se arate cum numai El știe. Specialitatea lui Dumnezeu sau una din specialitățile Lui este să fie prezent când e necazul mai mare. Dar nu se arată ca să-L vezi. Pentru că e vorba de iubire. Dacă tu vei crede pe Dumnezeu pe cuvânt, El te va binecuvânta, îți va arăta iubirea Lui. Și vreau să dăm la Proverbe 25:2. Uite de ce nu ți se arată Dumnezeu. Este cea mai mare bucurie a Lui, așa cum acei părinți de la balcon își vedeau copiii și copiii nu-i vedeau pe părinți, să se uite și Dumnezeu la tine. Ia uite de ce nu se arată. Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Înțelegeți? El nu ți se arată că ai o mare binecuvântare dacă crezi. Te așteaptă o veșnicie alături de Domnul Iisus. Și dacă așa a fost aici pe pământ când au cântat frații, slăvit să fie Domnul. E, gândiți-vă că asta este aproape că zici că e fals față de ce fie acolo. Amin? E bine, o clipă, zicem și noi, o clipă de bucurie. Dar cum e în raiul lui Dumnezeu? Există Dumnezeu. N-am vrut să cred că poate să existe ceva ce nu vezi. Mi-era foarte greu să accept că poate să existe o lume veșnică pe care eu nu pot să o controlez, cum numai eu știu să controlez. Și aveam o mătușă care n-avea copii, era cosmeticiancă de vreo 40 de ani de zile și eu o moșteneam. Plecase unchii în veșnicie și nu vă spun, dar cât s-a bucurat inima mea că de acum o să am de toate. Și eram cumva înfiatul mătușii, totul era pe numele meu, numai că mătușa nu era de acord cu mama care s-a pocăit. Și fără să sufăr niciodată de nimic, după ce am jignit-o pe mama, lucram la mine în baie la un rubinet. Să mă ierte fratele Minescu că mai spun o dată, că el știe. Cred că ai auzit-o de zeci de ori în penitenciare. A? Dar bine că ți-au dat ea drumul, frate. Acolo intram amândoi odată și nu știam dacă mai ieșim. Și acum mă bucur că ne vedem aici. E bine, am încercat și noi așa să ducem cumva viața asta înaintea lui Dumnezeu, dar fără să îl căutăm, fără să alergăm la el. Mama, care ajunsese cu Dumnezeu, zic eu, la un anumit nivel, a început să roage mai tare, mai tare. Și fără să sufăr, fără să fiu bolnav, într-o dată când strângeam un rubinet, mi-a pocnit stomacul. Eram în casă la mine. Și încerc să vă explic așa un pic. Ca și când cineva îți bagă o sabie lată în burtă. Un iatagan, nu știu cum să zic. Parcă trăgea cineva de mațele mele. Mă durea îngrozitor, n-am știut că există așa ceva pădure pe fața pământului. Am mai avut un deget, o mână tăiată, o lovitură la... Dar să te doară, să existe așa ceva, nu se poate explica. Și pentru că nu se circula, era criză de benzină, n-a venit salvarea.
cu 7 ore, era zăpadă afară, vreo 2 metri. He, știe tata al nostru cum să lucreze. Eu nu-L vedeam pe Dumnezeu. Vedeam că o să mor. Vedeam unde-i Dumnezeu. Nu se poate așa ceva. Așa durere? No, dacă ar exista Dumnezeu, n-ar îngădui așa ceva. Am fost dus în Spitalul Militar Central după 7 ore de criză și când m-au pus acolo pe masă, făcusem peritonită chimică generalizată și ulcer perforat. M-au tăiat bucăți acolo, m-au cusut la loc și mi-a spus doctorea, domne, dacă ții regimul așa, poate ai o șansă să scapi. Zice, după vreo 3 zile putem să ne pronunțăm. Au trecut 3 zile, m-am dus singur pe acolo, pe la baie, zic, hai mă, că încerc, ce să fac? Zice, trebuie să mănânci bine și am făcut ce au zis ei. În ziua de 25 decembrie mi-a dat drumul acasă după vreo 7 zile de spital, pentru că era Crăciun. Și înainte să plec din spital, am luat 2 hârtii de regim. O echipă de la niște doctori, cunoșteam mai mulți doctori acolo, mi-a dat un regim și altă echipă, altă hârtie. Amândouă hârtii erau tipărite la mașină și erau la fel. Numai că doctorul a zis, ce-ți tăiem noi, n-ai voie și ce-ți lăsăm, ai voie. Și am ajuns acasă, m-a adus de la spital și soția, cum e de Crăciun, ce vrei, ce ai voie, ce n-ai voie, ce... Și eu zic, uite, mi-a dat doctorii hârtiile astea, fă și tu ce vrei de acolo. Și se uită sărăcuța pe hârtii, mă zice, tu ai văzut ce mi-ai dat? Da, zic, regimul de la spital. Mă, tu ești sănătos? Da, zic. Și o să zic, ia citește aici. Și am citit, ce credeți? Ce mi-a lăsat unul, mi-a tăiat ălălalt. Și ce mi-a tăiat ăsta, mi-a lăsat ăla. Și soția zice, ce să fac să mănânci? Cu ce credeți că am început? Uite, vezi că am voie să beau un pahar de vin? Lasă, până la sarmale, până... Uite, am ascuns-o pe aia care era tăiat vinul. Oh, ce isteți sunt! Așa ziceam eu, ce deștept sunt! Dumnezeu să uita, Dumnezeu vedea, Dumnezeu nota, te notează Dumnezeu pe dinăuntru, nici pân cap nu-mi dădea. Te iubește Dumnezeu și vrea inima ta să fie în mâna Lui. Doamne, ajută-ne! Vrea Dumnezeu să înțelegi că e, îți dă voie El să te bucuri, dar cum vrea Duhul Sfânt, nu cum vrei tu. Eu am crezut că-s mai deștept ca Dumnezeu. Mult m-a costat. Numai un pic, i-am zis și eu lui Dumnezeu, altă dată, Doamne. Am 20 ceva de ani, mă distrez, am bani, mă strănesc acum pe mătușa asta, ai milă și de ea, Doamne, și de acum încolo să te ții viață. E bine, a trecut Crăciunul, am băut, am mâncat, au trecut vreo 6 luni de zile, am cununat, am botezat, că eu eram ortodox după legitimație. După trăire, eram tâlhar. Au trecut încă vreo 6 luni de zile și dintr-o dată am început să mă simt mai slăbit. S-a întâmplat ceva cu mine și am început să pierd din putere, din organism, sânge, să mă iertați că vă spun, și nu mai puteam să merg nici la serviciu, nici să stau în picioare. M-am dus din nou la spital. M-au băgat la mai multe analize, au repetat analizele de câteva ori. Odată mi-a zis că a fost ziua aviației și s-a pierdut sângele, odată că nu a fost bine identificat. Și uitați, așa m-au ținut din analize în analize, dar eu am simțit că e ceva, nu e în regulă. Veniți să mai luăm odată un rând de analize. Mă zic, da, ăștia, băi, tu de câte ori ai făcut analize? Odată. Păi și eu ce sunt mai aici? Zic că eu nu mai mă țin pe picioare, nu mai am sânge în mine. A ieșit că sunt foarte grav bolnav, cancer pe colon. Și au zis doctorii familiei că mai am 2 săptămâni de zile și fără nicio intervenție, în mod sigur, mor. Mama era la grupul de rugăciune. M-au băgat la operație. După mai multe analize și tratamente și pregătire, acum eu vă spun mai repede, dar vă rog acceptați că nu m-am dus ca un naiv la operații. Când văd astăzi frații că se duc sănătoși la doctor și pleacă mai bolnav de acolo,
Când văd ce doctori avem, Doamne, ai milă de noi și de ai noștri. Când văd cât costă un doctor astăzi, mă îngrozesc. E bine, m-a operat, a durat aproape 6 ore operația. Am zis eu, am scăpat cum am scăpat prima dată cu vinul precis, îmi dă și ăștia 2-3 hârtii și le aranjez eu și pe alea. Și dă-i, zice doctor, să țineți neapărat regimul. Și ce regim aveam? 3 mese pe zi fripturi. Că zicea, numai de acolo vă luați puterea. Am avut parte de o echipă excepțională de medici. Nu știu dacă ați auzit de generalul Oancea, la Spitalul Militar Central. E bine, el m-a operat. Ca doctori, au făcut tot ce au putut. Dar eu nu-L vedeam pe Dumnezeu. 6 ore aproape a durat operația, a scos din mine tot. M-au pus acolo într-un salon și m-au lăsat. După o lună și ceva mi-au dat drumul acasă, tot așa mi-a zis că dacă scap primele zile, pe urmă s-ar putea să am șanse. M-au trimis acasă și îmi pare rău că vă spun, dar vă spun pentru slava Domnului, 3 luni de zile n-a funcționat nimic în mine. Mâncam 3 mese pe zi și nu eliminam nimic. 3 luni de zile, 3 luni și 5 zile, n-a reușit operația. Totul era blocat. Și după 3 luni și 5 zile, când nu mai aveam putere, eram așa un om care avea vreo 600-800 de chile, parcă eram din plumb, ceva mă trăgea spre centrul pământului și nu știam să explic. Și când nu mai aveam putere, mama a venit la spital, eu eram cumva mai mult leșinat, doar un pic inima mai bătea, dar restul era metastază generală, din că crește până în picioare. Acolo, o mână de om într-o pernă cumva înfundat, mama a venit și m-a mângâiat și zice, nu mamă, mie îmi spune Dumnezeu că tu nu mori. Măi, mamă, zic, taci în gură și dă-i drumul acasă, că mă faci de râs, zic, plec pe lumea elaltă și mă fac de râs. Du-te acasă. Nu, mamă, zice, stai liniștit că Dumnezeu îmi spune că tu nu mori. Măi, mamă, lasă-mă în pace, nu vede Dumnezeu ce a rămas din mine? Din fericitul ăla care l-aștepta viața, 2 vieți, plecam, ziceam soției că plec la Sinaia să fac o lucrare, dar eu aveam banii dinainte în buzunar. Și veneam de acolo cu 2 portofele și spuneam soției, uite, ăsta e câștigul care l-am avut. El se ducea la maică-sa și zicea, mamă, dacă nu muncește băiatul ăsta, tâlharul, una pe din afară și alta pe dinăuntru. Dumnezeu nota. Nu-L putem minți pe Dumnezeu. Doamne, iartă-ne! Nu putem glumi cu Dumnezeu. Cu un om mai merge, cu un om... Eu n-am știut că există și n-am știut că e atât de mare și n-am știut că El e prezent, deși nu-L vezi. Există Dumnezeu. Și pentru că nu-L cunoșteam, amin, pentru că nu știam să mă port cu El, trăiam cu acest îndemn interior care îmi spunea că eu sunt mai deștept ca tine. Și vă vorbeam de acea stare de 50 de metri de eu. Păi dacă dumneavoastră aveați 50, eu aveam 100. Eram plin de eu. Plin de mine. Nu admiteam că ai și tu dreptate sau că nu. Mama se ruga. La 3 luni și 5 zile după operație, prima dată când m-am gândit la moarte, în spital acolo după ce a plecat mama, un gând mi-a spus așa ceva, Doamne, se întâmplă cu mine ceva și nu știu să explic ce. Trăiesc ceva ce n-am trăit, nu pot să ridic mâna, nu pot să ridic picior, ce am ajuns, măi? Băi, ceva nu e în regulă, zic, eu mor. Stai, bă, că mor, ce-o fi moartea? Și în loc să zic, Doamne Iisuse, ai milă de mine, păcătosul? O șoaptă la ureche zice, moartea nici nu e așa ceva. Cum nu te-a durut nimic înainte să te naști? Nu te doare nici după. Nu te-a supărat nimeni înainte să te naști? Nu te superi nici după. Moartea este și nu este. Moartea, zic, păi dacă s-a descurcat unul acolo, al doilea sunt eu.
m-am descurcat pe pământul ăsta, mă descurc și acolo. Ce bine mă descurcase. Oricare din noi avem o zi când ne naștem și o zi când? Ce este moarte? Ce crezi tu că e moarte? Pentru cei care nu s-au pocăit și au spus lui Dumnezeu altă dată, moartea este un dezastru, o nenorocire, căderea în abis, în vecii vecilor fără Hristos. Nu te ajută nimeni. În vecii vecilor nu-ți răspunde Dumnezeu. De ce? Cât ai trăit pe pământ, nici tu nu i-ai răspuns lui Dumnezeu după cum a vrut El. Și asta e diferența între cel mântuit și cel nemântuit. Cel mântuit cunoaște glasul stăpânului. Cel nemântuit nu cunoaște. Amin. E bine, stând în patul spitalului acolo și gândind despre moarte, făcând filozofia morții, am trăit această experiență și vă spun pentru slava Domnului Iisus. Există Dumnezeu. Și eu sunt un gunoi, un nimic. Deodată, în patul spitalului, când am zis, nu mai pot, întâmplă mi se orice, nu mai am putere, nu mai pot. Și m-am declarat cumva în sufletul meu neputincios. În momentul ăla ceva m-a curentat de aici, din creștet până la picioare, ca și când atingi un curent la priză. Dar puțin, scurt așa. Și în clipa următoare am văzut că mă văd eu pe mine. Eu de două ori, eu ieșeam din mine. Și nu-mi venea să cred. Zic, cum e posibil? Eu acolo, eu aici, eu acolo. Și vroiam să vin eu în mine și nu se mai putea. Și am început să strig, să țip, mi-era doar de mine. Există lumea cealaltă. Aoleo! De toate am făcut la viața mea, dar de asta nu m-am pregătit. Nu m-am așteptat să existe lumea cealaltă. Am crezut că dacă e Dumnezeu și iartă pe alții, mă iartă și pe mine. Numai pentru că m-am prefăcut cu Dumnezeu, un loc să mă duc în sus. În jurul meu au venit câteva figuri ale Întunericului, duhuri ale Întunericului, zice Efeseni capitolul 6, versetul 12. E bine, aceste duhuri stăteau în jurul meu și cu viteza gândului m-au dus din spital prin pardosele. Eram la etajul 5 în spital militar central, ca și glonțul, ca și racheta am trecut prin pardosele și ne-am dus în abis, în centrul pământului. Să știți că în mâna al Dumnezeu pământul e ca un balon. Mare Dumnezeu aveți! Ca un balon este. Și am trecut prin balon și m-am dus spre centrul pământului și acolo am fost abandonat. Urma să intru într-un loc de chin, numai că slăvit să fie Domnul, am o mamă care știa ce vrea. Ei i-a spus Dumnezeu că eu nu mor. Am plecat cu gând că n-a avut dreptate și n-am știut ce lucrează Dumnezeu datorită rugăciunilor mamei. Am ajuns în centrul pământului și îmi pare rău că vă spun, vă fac pentru slava Domnului, am stat acolo peste 3 ore și ce am văzut în 3 ore, nu vă pot spune că nu mă credeți, nu m-a crezut nimeni. Am stat în primul rând, nu 3 ore, mi s-a părut că am stat 40 de ani de pușcărie. Și nu vă spun ca să vă sperii, pe Dumnezeu nu-L primiți de teamă, primiți-L că vedeți bunătatea Lui. Nu-L primiți pe Dumnezeu că vă spune cineva că există raiul și că există iadul. Primiți-L pe Dumnezeu pentru că și-a dat viața din dragoste. Și dacă înțelegeți această bunătate, această bunătate pe mine m-a convins. Și o să vedeți ce s-a întâmplat. Am stat acolo 3 ore și jumate, timp pământesc, dar 40 de ani sufletește, nu se poate compara. Cum vine asta? Dacă nu te doare nimic, ziua trece foarte bine. Dar dacă cineva te bate în ziua aia, ți se pare că ziua aia are o lună. Înțelegi cum e? Atât de mult ai vrea să ieși de acolo, atât de mult ai vrea să scape, atât de mult dorești, că ți se pare că a trecut o lună, nu 24 de ore.
Așa este și acolo. Când vezi că există, când vezi ce urât e, ce murdar e, cine ajunge acolo, noi vorbim acum aici pentru slava Domnului și din toată lumea acum se duc acolo suflete. Doamne Iisuse, ai milă! Amin. În aceeași maternitate se nasc copii și în aceeași maternitate mor oameni. Ce nu există Dumnezeu? Păi cum? Nu ne uităm noi cu băgare de seamă. Există Dumnezeu și Duhul Sfânt lucrează, Duhul Sfânt creează, Duhul Sfânt este la lucru și aduce din neființă în ființă. Știi că atunci când te-a făcut Dumnezeu, știi că i-a dat pe toți deoparte și a zis că El vrea să apar tu? Și tu zici, eu m-am săturat de mine, Doamne, tu ai fi săturat tu, dar nu s-a săturat Dumnezeu? Stai să vezi cum e iubirea Lui? Dacă eu vin să îți iau ceva din ce al tău, mă trec fiorii. Și că unde e Duhul Sfânt? Păi uite unde e. Cine îmi spune să nu-ți trag cu ceva după tine? Duhul Sfânt. Și știți cine n-ascultă? Cine nu crede. Ăla aruncă cu ceva. Eu, slavă Domnului, stați liniștiți, nu mai arunc. Aruncați dumneavoastră, dacă vreți. Am stat în chinul din centrul pământului 3 ore și mi s-au părut 40 de ani. Am văzut acolo figuri care de 200, 300, 500 de ani strigă la Dumnezeu să ierte. Și nu iartă Dumnezeu. Și mersul lor este un mers așa legănat, n-au voie să ridice capul sus și Dumnezeu lucrează. E stăpânul raiului și stăpânul iadului. Glorie Domnului! Și pentru că Domnul lucrează în întuneric ăla după 40 de ani de închisoare, Domnul a făcut într-o clipă, într-un moment, să penetreze o rază din lumina Lui slăvită. Și în întuneric ăla m-a luminat Dumnezeu ca și când eram o furnică. Am stat în mijlocul luminii și pentru că lumina Dumnezeu, duhurile din prejur s-au așezat toate peste mine. Și într-o clipă am devenit un morman de duhuri peste mine. Ăia din spital nu vedeau nimic. Trupul meu rămăsese mort în spital. Doctorii și ăia nu vedeau nimic din ce trăiam eu. Și când au sărit peste mine și m-au acoperit și m-au ținut acolo de desubt, cum prinde, am zis eu, șoarecele la stupul de miere. Și îl fac așa cu ceară, câteodată albinele, da? Nu știu dacă ați auzit. Așa m-au făcut pe mine acolo. Trăiam, dar nu puteam să mișc. Pe urmă am înțeles că știau că cineva va ieși de acolo și vreau și ele să iasă. Dar a vorbit Domnul Iisus și a vorbit românește. Și la glasul Domnului toate duhurile au ieșit afară. Mi-a dat voie să rămân acolo și n-am ridicat ochii. Dacă te uiți la el, îți ia foc ochii. Locuiește într-o lumină mai puternică decât soarele. Glorie Domnului! Și vorbește de acolo și vorbește românește și ce zice el se împlinește. Și a vorbit Domnul Iisus Hristos cu milă. Și mi-a spus Dumnezeu să plec de acolo. Mi-a adus în centrul luminii pe băiatul meu, era 5 dimineața, și l-a pus ca un fel de momeală în undiță, ca să strige el la mine, eu la băiat, pentru că Domnul Iisus nu lucrează decât prin iubire. Și pentru că în inima mea mai era un pic de iubire pentru băiat, Dumnezeu a folosit ca momeală. Mi-a trebuit peste 10 ani ca să înțeleg. Așa lucrează Dumnezeu, prin dragoste. El este iubire. Este de o dragoste extraordinar de mare și toate predicile care s-au spus de la început până acum nu este decât ca și când ștergi culoarea de la ou vopsit. De-abia de acum colo începe. Domnul să ne ajute. Iubește Dumnezeu și când se îndrăgostește Hristos să nu se bage nimeni. Cine se bagă, vai de el.
a vorbit Dumnezeu, am ieșit de acolo cu viteza gândului, m-a dus Dumnezeu în lumina Domnului, slăvit să fie Domnul, a închis întunericul sub mine și mi-a adus trupul din spital. De partea cealaltă se vede conturul trupului ca o umbră așa neagră, intri în ea și numai după ce îți dă voie Duhul Sfânt, începi să te deschizi spre lumea asta. Deci moartea este o trecere de aici dincolo. Când te cheamă Dumnezeu acolo, pierzi legătura cu lumea aceasta. Am vrut mult de tot în centrul pământului să spun la ai mei de acasă că există iadul, să le spun să n-ajung acolo, să-i învăț, nu o să putem. Dacă mama nu era într-un grup de rugăciune, astă seară nu eram aici. Slavă Domnului! A știut ce vrea, a știut ce alege în viață, a știut pe ce să se bazeze și a strigat la Dumnezeu, Doamne, dacă vrei, dă-i zile să-și crescă copiii. Aveam doi copilași. Doamne, nu-l lăsa să plece cu copiii așa mici. Sau cum s-a rugat, să mă iertați că am încercat să aflu de la mama câte zile a postit și nu mi-a spus. Mama era o practicantă a postului. A plecat o zi da, o zi nu, o zi da, o zi nu de post și după aia, după ani de zile, s-a rugat Domnului și a început să le unească. Și practica și câte 3 zile de post total. Ce credeți? Vă spun pentru slava Domnului. Când intra în prima zi de post, era cum era. Dar a doua zi nu puteai să te uiți la dânsa. Ziceai că mai are puțin și pleacă în veșnicie. Nu și arăta fața. A treia zi era ca o legumă. Frați și surori, tata nu mai putea să suporte. Și mama postea. E bine, ce se întâmpla? Când se încheia postul, după ce stătea 10 minute în rugăciune, venea ca la început. În 10 minute era nou, nouță. Slăvit să fie Domnul. Și când a înțeles că există Dumnezeu și că El e în control și că nu se întâmplă nimic, dar n-a luat așa fanatic deodată, postez cu o săptămână. Nu! A luat pe Dumnezeu pe cuvânt și se ruga. Vorbea cu frați, cu surori, se rugau. Uite ce vreau, vreau să postesc, uite ce vreau, vreau să-mi aducă Dumnezeu bărbatul acasă, uite ce vreau, vreau să mântuie Dumnezeu copiii. Și ea lucra cu Dumnezeu, nu-L trata pe Dumnezeu cu indiferență. Și acum e la Domnul acolo, slăvit să fie Domnul. M-a scos Dumnezeu de acolo, m-a băgat în trup și mi-a pornit funcțiile trupului. În 20 de secunde în patul spitalului mi-a vindecat Dumnezeu tot ce era greșit până mine. Mi-a mai lăsat câteva țepușe, dar de 30 de ani de zile aproape, din 86 februarie, n-am făcut niciodată niciun tratament. Tratamentul meu este Biblia și rugăciunea. Bolnav de cancer, vindecat în Hristos, slăvit să fie Domnul. Pe dosarul de la Comisia Medicală, pentru că am refuzat, am obligatoriu să fac morfină din 2 în 2 ore. Și am refuzat. Și pentru că nu iau tratamentul lor, s-au purtat cu mine așa, Domnul să-i mângâie, cum se poartă ei. Și a trecut 20 și ceva, 30 de ani de zile. E bine, am fost din nou la comisie și era o comisie mai largă, ca să știți cum e, te mai cheamă o dată că parcă îți dă ție prea mult și mai taie de acolo ca să repare bugetul. Și eu am zis, bine, luați-i pe toți, că Dumnezeu poartă de grijă. Și o doamnă doctor, zice celui șefului de comisie, păi bine, domne, dar asta n-are nimic de 30 de ani în control, în tratamente, în spital, în internări, n-are o hârtie, ce-i scriu aici? Și șeful comisiei a zis, scrie așa, vindecat prin grație divină. Mărire, Domnul! Atunci am zis, Doamne, 30 de ani am așteptat! Doamne, cât am așteptat! Cât și-au bătut joc pe la ușă? Mă duceam primul la 7 dimineața și îmi dădeau drumul seara. Treceau și neamurile lor prin cabinet, și ciocolățile, și pachetele, și florile. Și eu eram ultimul om, așa știe fratele Minescu. Când ești în mâna lui Dumnezeu,
ai răbdare că nu te faci de rușine. Niciodată nu te va lăsa. Ți se pare ție că nu a fost Dumnezeu atent. Nu există. Este de o calitate divină care nu se poate compara cu nimeni. Când iubește Dumnezeu, nu se bagă nimeni. E vorba de moartea și învierea lui Hristos. Și Dumnezeu n-a murit și a înviat ca să fie în El mesajul morții, ci bucuria ta să fie că Hristos a murit pentru tine. Jertfa Lui să-ți fie baza. Te iubește Dumnezeu. Și dacă nu știi ce vrea Dumnezeu de aici încolo cu tine, e bine, vreau să știi lucrul acesta. Bucură-L pe Dumnezeu. Și bucuria Lui va fi tăria ta. Slăvit să fie Domnul! Sunt astăzi aici, am doi copii căsătoriți, glorie Domnului, umblăm, așa ca să zic, cu Dumnezeu, cu acești frați, încercăm să facem și noi ceva pentru slava Domnului. Mulțumim că ne-ați chemat, Domnul să vă binecuvânteze și ne iertați dacă v-am supărat cu ceva. Amin!